Ambalajele produselor alimentare sunt adevărate panouri publicitare. Abundă în culori strălucitoare și promisiuni atractive, cel puțin la prima vedere. Conținut redus de grăsimi, vegan, light, natural și multe altele. Însă eticheta cu informații concrete despre ingrediente și valori nutriționale reprezintă un reper mai potrivit pentru a face alegeri inspirate la cumpărături decât designul ambalajului sau beneficiile promovate cu litere mari. Denumirile științifice, procentele și cifrele de pe etichetă nu trebuie să te intimideze. Ține minte că alimentația echilibrată înseamnă adaptare, flexibilitate și nu perfecțiune. Este important să te concentrezi pe a face alegeri mai bune în loc de alegeri 100% ideale. În următorul mic ghid îți prezint câteva informații practice pentru a lua decizii mai sănătoase când te afli în supermarket la cumpărături de mâncare. Termenul de valabilitate este primul lucru la care trebuie să te uiți când cumperi un aliment și sper că faci deja asta când te duci la cumpărături. Evită să iei produsele cu dată de expirare modificate și asigură-te dacă termenul se apropie, îl poți consuma în timp fără să faci excese. Ingredientele sunt listate pe etichetă în ordinea crescătoare a prezenței lor în produse. Primul ingredient se află în cantitatea cea mai mare. Dacă ai în fața ta o ciocolată și primul ingredient este zahăr sau o bază pentru supă în care primele ingrediente sunt sare și monoglutamat, atunci ar trebui să te gândești de două ori înainte să le pui în coșul de cumpărături. Orientează-te către produsele cu o listă scurtă de ingrediente, de preferat cunoscute. Alimentele integrale de tipul fulgi de ovăz, linte sau orez sunt și ele o alegere bună, deoarece este clar ceea ce conțin. Informațiile nutriționale. Pe fiecare produs alimentar ambalat se menționează numărul de calorii, per 100 de grame, per 100 de mililitri și eventual per porție. Cantitățile de grăsimi, separat grăsimi saturate, glucidele și separat zaharurile, proteine, sare, fibre, vitamine. Numerele pot fi exprimate și procentual în raport cu doza zilnică recomandată pentru un adult. Iată care sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Zahăr trebuie să reprezinte mai puțin de 10% din totalul energetic, de preferat 5%. De exemplu, la un total de 2000 de calorii, cantitatea de calorii adusă de zahăr nu ar trebui să depășească 200 de kilocalorii. La sare vorbim de maxim 5 grame pe zi. Grăsimile sub 30% din totalul energetic și acestea de preferat să nu provină din grăsimi saturate decât maxim 10%. Numărul de calorii per porție poate induce în eroare. În multe cazuri, o porție înseamnă mai puțin de 100 de grame sau decât ar consuma cineva dintr-o dată. Dacă vrei să slăbești, ai grijă la alimentele care conțin peste 500 de calorii pe 100 de grame și limitează consumul lor. Iată câteva trucuri ca să nu te inducă în eroare etichetele. Lipsa ingredientelor considerate de unii nesănătoase nu transformă automat un produs în ceva nutritiv. Fără gluten, fără zahăr, fără lactoză, fără GMO, nu garantează calitatea. Același lucru este valabil și în cazul mențiunilor low calorie, low fat, low carb sau light. Mai ales că în astfel de situații este foarte probabil ca gustul să fie îmbunătățit printr-un conținut mare de aditivi, arome sau ingrediente nepotrivite pentru consumul zilnic. Conținutul ridicat de fibre, vitamine sau minerale, care este semnalat pe ambalaj, nu exclude ca produsul să aibă mult zahăr, sare sau grăsimi trans, de exemplu. Alimentele organice sau vegane, foarte procesate, nu reprezintă o alegere mai nutritivă față de corespondentul lor convențional. Sigur, le poți include și pe ele în alimentația ta, însă ocazional și cu moderație. Formulările de tipul pâine cu făină de secară sau biscuiți cu cereale integrale se referă la faptul că unul dintre ingrediente este făina de secare, respectiv cerealele integrale, nu neapărat că este principalul sau singurul ingredient. Aditivii alimentari, fie natural sau artificial, apar pe etichete sub forma unui cod de tipul E plus un număr, de exemplu E100, sau direct cu numele lor, cum ar fi curcumină. Nu toate E-urile sunt periculoase, atenție! Produsele de dietă nu reprezintă garanția unui aliment nutritiv și adesea au un conținut caloric destul de mare alături de ingrediente foarte procesate. Atenție la prezența zahărului sub denumiri ca melasă, sirop, sirop de arțar, sirop de orez, sirop de porumb, sirop de glucoză-fructoză, concentrat de fructe, fructoză, glucoză, dextroză, lactoză, maltoză, sucroză. Adesea cel mai bine este să compari produsele de același fel găsite la raft și să optezi pentru varianta mai bună
Dacă ingredientele sunt similare, îl poți alege pe cel cu cantitate cât mai mică de sare, zaharuri sau grăsimi saturate. În concluzie, alege alimentele doar după ce verifici atent ingredientele și informațiile nutriționale, nu pe baza mesajelor de pe ambalaj, indiferent cât de natural pare produsul cumpărat. Îți doresc spor la cumpărături!